Declară dispozitivele deciziilor în cauza Milovan Vadim către Ministerul de la comunicare decizii integrale. În cauza Bregă Oleg către Ministerul Justiției privire la constatarea îndaptării directului la primare cauze internul rezonabil și repararea prejudiciului. În conformitate cu articolul 385 liter A, 389-390, pe procedură civilă, colegiul decide. Respinge prin repararea către Ministerul Justiției și menține formă de lucrări, hotărârea judecătoriei Chișinăului de Centru, din 1 februarie 2021, în cauza civilă, depusă la cerere chemarea judecată de către Bregă Oleg împotriva Ministerului Justiției, privind la constatarea îndaptării directului la semnare cauze de rezonată și repararea prejudiciului moral. Decizia este cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție în timp de 2 luni de la comunicarea deciziei integrale prin intermediul Curții Supreme de Justiție. În cauza Daniluc Nicolae către Ministerul. A obligat Procuratura Anticorupție de a aduce scuze oficiale în formă scrisă lui Bondărescu Anatolie în legătură cu spaterea integrală a persoanei de sub urmărire penală. În rest, acțiunea se respinge ca neintimiată. Decizia este definitivă, însă cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data comunicării deciziei integrale. Colegiu semnă. Ședința de comisie. Spuneți, oră, câte-i ora? 10. Și toate astea 4 cauze au început la ora 10? În 19 minute s-au făcut și apelul, s-au audiat și părțile și s-au făcut deliberare în 4 cauze? Înfiorător! Justiție... S-au examinat corect. Corect, în 19 minute, 4 cauze la curte de apel. S-a raportat cauza, părțile nu erau. În toate 4 cauzele. Bine, și deliberarea a durat 10 minute în 4 cauze. Turbo justiție. Bine, eu nu mă plâng, mi-au făcut dreptate, dar totuși arată ciudat.